Bună ziua încă o dată tuturor, stimați reprezentanți ai mass media, stimați concetățeni, vă salutăm din numele domnului președinte Ilan Șor, vă salutăm din numele fracțiunii noastre parlamentare a Partidului Politic Șor, vă salutăm din numele tuturor colegilor din partid și astăzi vrem să abordăm o temă foarte importantă pentru noi și credem că una foarte importantă pentru societate. După cum știți, Parlamentul a stabilit organizarea alegerilor prezidențiale la 1 noiembrie. Din păcate, însă, legislația Republicii Moldova în acest domeniu, în special codul electoral, conțin mai multe lacune, neconcordanțe și lipsuri. Spre exemplu, am constatat că, deși cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii, iar concurenții electorali au aceleași drepturi și obligații și trebuie să beneficieze de un tratament egal, articolul numărul 13 din codul electoral nu oferă condiții egale pentru toți. Mai exact, alineatul respectiv se referă la persoanele care sunt obligate să-și suspende activitatea în funcție pe care o dețin după înregistrarea în campanie electorală. Aceste categorii de persoane sunt miniștri, conducătorii autorităților publice centrale, conducătorii raioanelor, primarii și alți funcționari și aleși locali. După cum observăm, din această listă lipsește președintele Republicii Moldova. Înțelegem că până acum nu a fost cazul, deoarece șeful statului era ales de Parlament. Acum însă, când la alegerile prezidențiale va participa și președintele în exercițiu, dacă nu va fi obligat să-și suspende activitatea, ar pune în condiții inegale concurenții electorali și l-ar favoriza pe acesta. Noi suntem convinși că în situația în care la alegerile prezidențiale va participa și președintele în exercițiu, fără a fi obligat să-și suspende activitatea, acest lucru va pune în condiții inegale concurenții electorali și îl favoriza în mod direct. Toate rapoartele de monitorizare de la scrutinile anterioare accentuează că una dintre principalele încălcări în campaniile electorale este utilizarea resurselor administrative de către concurenții aflați la guvernare la nivel central și local. Și având în vedere experiența noastră și participarea mea personală în mai multe campanii electorale, pot să vă spun că acest lucru afectează enorm de mult și concurenții electorali, dar și alegerea cetățenilor. În acest context, noi propunem introducerea unui punct nou în alineatul 3 al articolului 13 din codul electoral, care stabilește în mod expres că printre concurenții care sunt obligați să-și suspende activitatea este și președintele Republicii Moldova. Această prevedere nu este îndreptată împotriva actualului președinte, însă trebuie să recunoaștem că în pofida aceluiași cod electoral, care nu îi permite să fie membru de partid, Igor Dodon, pe parcursul mandatului său, a jucat anume acest rol, declarându-se în mod deschis lider neformal al unei formațiuni politice. Ba mai mult, un deputat din formațiunea respectivă a propus chiar anularea interdicției respective, astfel încât președintele se poate fi și membru de partid. Asta, deși Constituția îl obligă să fie un garant și un mediator în societate și între puterile statului. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne închipuim că Igor Dodon candidează la funcția de președinte fără a-și suspenda activitatea. Aceasta înseamnă că zilnic va folosi mașinile de serviciu, pentru că el nu merge cu un singur automobil, dar are din urma sa un cortegiu întreg. Pază, poliție, prima doamnă și jumătate de fundație pe care îi târâie prin toate părțile. Iar toate cheltuielile acestea le plătim noi, cetățenii care suntem obligați să participăm în această farsă, ca cineva să-și facă agitație electorală. Credem că se vede de la o poștă că în acest caz concurenții electorali nu vor fi în condiții
egale. La modul în care se comportă actualul președinte, interdicția pentru el ar trebui să fie nu de aproximativ 30 de zile înainte de alegeri, dar de cel puțin un an, pentru că deja toate resursele administrative ale președinției, dar și ale statului, au fost concentrate în vederea organizării campaniei electorale a acestuia. Având în vedere cele expuse, fracțiunea Partidului Politic Șor va înregistra chiar astăzi proiectul de lege în Parlament și îi îndemnăm și pe colegii noștri din alte fracțiuni să-l susțină și să-l adoptăm în plenul Parlamentului. În special ne adresăm colegilor socialiști să susțină această inițiativă legislativă, întrucât la următoarele alegeri prezidențiale, în mod sigur, vor fi interesați ca președintele de atunci să-și suspende activitatea în campanie electorală. Vă mulțumim! La revedere!